Azi, în jurul prânzului, ministrul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tankos Barna, s-a întâlnit cu primarii sălăjeni pentru a discuta despre stadiul accesării fondurilor europene, în speță a celor pe măsura 322, renovarea și modernizarea satelor. Barna a arătat că regiunea de nord-vest, din care face parte și sălajul, stă cel mai prost la capitolul absorpție. Aș începe cu o scurtă prezentare a măsurii 322, lista localităților care pot beneficia de fonduri din această măsură specială pentru repararea infrastructurii sau modernizarea, refacerea și modernizarea infrastructurii afectate de inundații. Este bine cunoscută, este anexa la hotărârea de guvern 378. Am vorbit și cu domnul prefect, avem lista, probabil cunoaște și dumneavoastră, cei care sunt pe listă, mai ales cei cu lungime mai mare de drum și cei care doresc să vină să aplice la, la această submăsură, sunt bineveniți. Condițiile sunt și în ghid, dar pe scurt, în primul rând, localitatea trebuie să aibă drum afectat. Se calculează un grad de afectare în funcție de lungimea drumului din inventar și lungimea afectată a drumului respectiv. Vorbim de drumuri comunale, strict de drumuri comunale, nu și străzi, nu și ulițe, pentru a face demarcare foarte clară între măsuri. Acesta a fost compromisul cu Comisia Europeană. Măsura în sine, 322, a stârnit foarte multe valuri în ultimele luni. Au fost inclusiv controle și audit de la Comisie pe această măsură. Nici n-au vrut sau de la început despre înființarea unei noi submăsuri pe inundații, dar am reușit să-i convingem. Dar, din păcate, trebuie să așteptăm și niște compromisuri, niște lucruri impuse de dânsii, pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să găsim soluții de departajare a proiectelor și a localităților în funcție de gravitatea inundațiilor din localitățile de pe listă din anexă. Tankos Barna a ascultat doleanțele primedililor din Sălaj și a notat problemele cu care se confruntă primăriile în accesarea fondurilor europene și a promis o rezolvare a lor.